Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Încă de la început, vreau să vă rog să dați un mare like. Am o veste bună, mi-a fărtat una din iepuroaice. Iepuroaica cea bătrână californian mi-a fărtat. Fătata cu 3 zile. Am iepuraș aici, în cuib, în păr. Am zis să fac un mic video. Să vă arăt și vouă, numai că din păcate nu intenționez să umblu în păr la iepuraș, nu vreau să-i năcăjesc. Când vor face ochi, vor ieși singuri afară și vom vedea. Probabil că e bine, i-am pus mâncare, are tot ce-i trebuie. Am să mai fac și eu un mic filmuleț. Nu am mai filmat de mult. Mergem mai departe. Nu vreau să-i năcăjesc. Hai să vedem și ăștia la înțepuraș ce fac. Ia uitați pe cei la înțepuraș. E mămica cu cei 7 iepurași. Sunt iepurași din rasa californian. Îmi plac foarte mult, sunt vioi, sucăuși. Foarte simpatici. E frumos, le. Dacă vă place video meu, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canal. Fiindcă mă ajută foarte mult. Pe viitor voi încerca să fac cât mai multe video cu animăluțe, cu păsări. Dacă aveți întrebări, puteți să mi le adresați pe canal și vă voi răspunde cu mare drag. Măi, frumoșilor! Vreau să vă abonați într-un număr cât mai mare, să ajung și eu la 1000 de abonați. Asta e ceea ce îmi doresc cel mai mult în acest moment. Cu această ocazie țin să mulțumesc la toți care s-au abonat la canalul meu. Îi respect foarte mult și sper să se aboneze în continuare într-un număr cât mai mare. Mergem mai departe. Vedem și masculul de iepuroiu ce face. Aici o găinușă pe ouă. Aici avem masculul. Măi, frumos, Lem. Este un mascul tânăr. Este tată pentru a treia oară. Am montat o iepuraică berbec german pe care am dat-o. Și aceste două iepuraice californian care mi le-am montat mie. El este tatăl la toți iepurașii care i-am. E frumos, Lem. Ca să vedem și rațele moțate ce mai fac. Uitați, sărățile bățate. Sunt un pic cam gălăgioase, dar sunt foarte frumoase. Cam asta e viața la țară.
mai cu găini, mai cu rații, mai cu iepuri. Asta e viața la țară, ce se face. Măi, frumoaselor, măi, avem și o rață fără moți. Așa ieșe din nou, ce să-i facem. Avem și câteva cu moți mai mari, mai frumoase. Avem aici și câteva rații tinere, leșești, mute. O mare parte din rații le-am vândut. Sau o mare parte din rățoi leșești am mai sacrificat din ei. Așa doi sunt rățoi de aici. Aici stai rățoi și el. Leșesc mult. Toți sunt tineri din primăvară. Rațele astea moță sunt cam spărioase ele așa de felul lor. Sunt frumoase, dar sunt și spărioase. Asta e. O găinușă. Avem aici câteva găinușe. O parte din anul trecut, o parte din primăvară. Uitați, asta albă năpărlește, i-a căzut pienile cele vechi și crește altele noi. Acum vă spuneam, sunt bucuros că mi-a fătat aici proaica. Sunt bucuros în sensul că am cumpărat-o de la cineva și că mi-a fătat prima oară, n-a ținut iepurașii. Era stresată, o aveam de vreo 5 zile și am schimbat locul și probabil din cauza asta s-a stresat. Dar acum s-a obișnuit cu locul, i-a ținut și foarte bine. El este singurul cocoș care îl mai am, ceilalți cocoși i-am sacrificat. Picuțe. Niște rățuși leșești din vară. Ia uitați curcanul vecinul. Mai am aici o serie de leșești mute. Am foarte mulți rățoi aici, se pare, și mai puțini rații. Dacă vă place video meu, nu uitați să spargeți butonul de like, să vă abonați la canal într-un număr cât mai mare. Vă doresc o duminică cât mai plăcută. Doamne ajută și numai bine! Thank you.
care sunteți din județul Iași și doriți să cumpărați rățoile și muți, lăsați un mesaj pe canal și vom discuta la fața locului. Rațele și ăștia am foarte puține, dar rățoi am de vânzare destui. Vă doresc o duminică plăcută și numai bine!